Scumpirile par să nu se mai termine. Ultimul anunț a venit chiar din partea Autorității Naționale de Reglementare în Energie, care anunță majorarea tarifului la energia electrică de la 1 ianuarie 2022. Se scumpește curentul electric chiar de la începutul anului viitor. De la 1 ianuarie 2022, energia electrică se va scumpi din nou ca urmare a majorării tarifului de transport al electricității. Totul a fost făcut public de către ANR. Nu e lucru bun și suntem și așa săraci și bani nu sunt. Acum le înfruntăm cum am putea fiecare. Tariful de transport al energiei electrice percepută de Transelectrica va crește cu 15% de la 1 ianuarie 2022, potrivit unui proiect de ordin inițiat de ANR. Tariful, care în prezent este de 20,55 de lei pe megawatt, va urca până la 23,69 de lei. Treaba cu curentul și cu gazul e ceva care nu poate fi explicat. Să fac niște jocuri de o murdărie teribilă. România, care are curent electric suficient. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu prima zi a anului 2022. Mai mult, o contribuție importantă în venitul reglementat aferent anului viitor o reprezintă costul cu achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic, care a înregistrat începând cu luna iulie 2021 o creștere semnificativă cauzată de creșterile abrupte de preț din piața de energie electrică.